O componentă importantă a dietei la pui, chiar și la păsările adulte, este verdeața. Coada șoricelului este o plantă erbacee perenă cu frunze pennate, păroase și flori albe sau trandafirii. Este o plantă medicinală recomandată în enterocolite, gastrite, colici gastrice. Este antiseptic, tonic, stimulează funcția hepatică, este antispastic, antiinflamator și astringent. Coada șoricelului este o sursă naturală de vitamine și minerale care cresc imunitatea puiilor și îmbunătățesc starea generală a păsărilor. Folosită la pui, previne și tratează anumite boli, atât la pui cât și la găini. În primul rând, coada șoricelului ajută și previne viermii intestinali și multe afecțiuni gastrice, atât la pui cât și la găini. De asemenea, este folosită împotriva rahitismului, la rațe, la pui, deoarece conține foarte multe vitamine, dintre care și vitamina D. Se zice că coada șoricelului crește puțin productivitatea găinilor răutoare, de asemenea îmbunătățesc calitatea produsului final, adică ou. Culoarea galbenușului este un galben mai luminos și este mai saturat. Și gustul de ouă este îmbunătățit. Ca și efect principal, ca și la oameni, promovează o bună digestie la puii de găină și la puii de rațe. Se administrează doar frunzele, din câte știu eu. Se mărunțesc și se amestecă cu făină și cu apă și se oferă puiilor cât mai des.